Salutare, salutare! Ce mai faceți? Bine ați venit la un nou live aici pe canalul meu de YouTube, Marian Borcea. Sau cum s-ar spune, bună dimineața, pentru că la voi este dimineață. La mine este deja după masă spre seară, pentru că Filipine este cu 6 ore peste timpul nostru. Salutare și eu îmi invitez. Cine mai e pe aici? Ia să vedem. Salutați-mă ca să vă răspund și eu. Nicoleta, Cristina, bună dimineața, TV Priboi, salut, Mugur de Fluier, bună dimineața, așteptăm live-ul, bună Marinela, Sugar, salutare. Projectorio, salutare. Da, sunt în Manila, capitala Filipinelor, arhipelagului Filipine, componența Filipinelor sunt multe insule, printre care cele mai cunoscute Boracay, Palawan, Cebu, chiar și Manila este o insulă. De fapt, capitala se află pe o insulă ceva mai mare. Este destul de aglomerat peste tot pe unde te uiți, scutere, mașini și autobuze. Îmi plac foarte mult autobuzele lor. O să vă și arăt mai de aproape un autobuz de-al lor. Uite, asta e. Vine acum, uite, scrie Mica. Ce tare. Cam așa arată un autobuz. Costă între 15 și 25 de pesos, adică 2-3 lei călătoria. Mercedes. Nu sunt Mercedes-uri, habar n-am ce mașini sunt. Dar ceva local, asiatic. Clădiri înalte, pe lângă zone gen mahala, gen favele. Manila este un oraș al contrastelor. Un oraș ciudățel. Eu acum sunt în cartierul sau zona Metro Manila. Metro Manila este o zonă pestriță cu lume săracă. Uitați. Sunt persoane amărâte acolo, în dreapta jos, care nu au altă soluție decât să cercească. Mai sunt astfel de mici întreprinzători, să zic așa, cu o gheretă pe roți și vinde tot felul de chestii. Uite, un autobuz din ăsta mai de aproape așa. Nu știu, mașini europene sau americane. Imită. Uite, se numesc Isuzu. Asta are o siglă de Isuzu. Asta în casă chiar ar fi Isuzu. Vă dați seama că sunteți în Manila după puzderia de cabluri. Ia fiți atenți. Câte cabluri sunt pe toți pereții. Poate vântul destul de puternic. Astăzi este o zi noroasă. Dar chiar și așa, tot sunt, cum s-ar spune, 30 de grade. Și chiar este plăcut să te plimbi. Man, I have a business to do. E un nene care se ține după mine să-mi vândă tot felul de chestii. Bună dimineața, Marian, bună dimineața! Avem și cazinouri, cazinouri Filipino, Malate. Asta este o zonă, cum s-ar spune, mai mult pentru locali. Turiștii nu se plimbă pe aici. Cartierele pentru turiști sunt intramuro, adică orașul vechi fortificat, de unde practic s-a dezvoltat Manila. Și Makati. Makati este zona lor de downtown, adică zona nouă a orașului.
Și se parchează haotic. Este ora prânzului, așa se mănâncă stradal, pe fugă în picioare. Ai luat o porție de mâncare și ai păcălit și ziua de azi. Bine, cum se zice pe la mine prin cartier. Vă spuneam că e o combinație de clădiri înalte, clădiri vechi, de zonă modernă cu bucăți de mahala, de favele. Dar atunci când vizitezi un oraș, e ok să vezi și partea aceea mai puțin turistică, partea unde localnicii duc viața. Cabluri la greu? Da, deci fiți atenți ce iau. Mamă, deci gândiți-vă că se strică un cablu, se rupe sau pocnește de la soare sau face scurt ceva. Cine mai stă să găsească cablul ăla? Îl las acolo pentru eternitate, pentru generațiile următoare. Aici, în Filipine, în Manila, va apărea un nou job. Mai mult ca timp. Arheolog de cabluri. Generațiile următoare o să se gândească, băi, Li Sun Wan Wang de pe strada Chung Li, de la numărul 43. Bă, avea el internet pe vremuri. Bă, de unde vine cablul ăla? Hai să-l căutăm. Deci arheolog de cabluri, în curând va fi o nouă meserie aici. Da, de ce nu? Colțul ăsta deja e tragic rău, au să se taburezi. Wow! Voi vă dați seama că sunt câteva sute de cabluri acolo? Da? Însă nu vom merge doar prin zonele astea așa mai... Dar spune preferate de localnici. Care este programul acestui live? Dăm o fugă până pe plajă și vedem cum arată zona de promenadă, zona plajei. Apoi vom merge către Intramuro, orașul fortificat, practic de unde s-a dezvoltat orașul pe vremea spaniolilor. Pentru că da, au fost foarte, foarte multe perioade ale filipinezilor sub ocupație spaniolă. Așa era și la noi, dacă nu băgau cablurile prin pământ. Da, dar nu cred că chiar în halul ăsta. Salutare, Marian, se parchează ca în București. Da, ce să zic? Ceva de genul. Bun, trebuie să mă uit foarte, foarte atent când traversez strada, pentru că cea mai mare problemă este traversatul. Ia uite, aici au limitat trotuarul. Sunt multe cluburi. Pentru că, da, din păcate, Filipine, ca și Thailanda, este un turism sexual foarte, foarte dezvoltat.
mulți bărbați vin aici pentru sex. Pentru femei ieftine, femei care, unele dintre ele, recunosc, arată bine. Arată ok. Și da, este un turism sexual foarte dezvoltat. Cele mai bune locuri pentru a agăța femei, dacă vii aici în Filipine, capitala Manila, este districtul Makati. Acolo sunt câteva străduțe, una dintre ele Burgos, altă străduță Don Juan, sau nu, Don Pedro, mă scuzați, mai uit și eu. Era noapte, băuse și eu câteva pahare. N-am cum să mai rețin chiar toate denumirile de străzi, nu? Hai, ce mai întâmplă? Deci, Don Pedro și... ce mai era? Burgos. Să le vedem, dar cum să nu? Fix pe live nu mergeam eu cu taxiul până acolo, la ora asta. Fac o oră. Păi, uite, se reciclează. Ceea ce e un lucru bun. Pentru că, de ce nu? Trebuie să se păstreze orașul curat. De ce am început live-ul aici? Pentru că aici m-am și cazat. Și o să vă întrebați, băi Mariane, dar ce caut ai tu în cartierul ăsta ciudat, dubios? Ei bine, dacă vă uitați pe hartă, sunt chiar lângă Parcul Rizal. Deci, ca Manila să fie vizitată cum trebuie, trebuie să te cazezi undeva în zona centrală. Problema e că Parcul Rizal, considerat după filipinezi cel mai important obiectiv turistic din Manila, de ce? Pentru că acolo este locul de comemorare al lui José Rizal. Cine a fost José Rizal? Persoana care a contribuit decisiv la eliberarea filipinezilor de ocupația spaniolă. Este persoana care a declanșat o revoluție de eliberare de sub ocupație spaniolă imediat după ce a fost omorât de către spanioli. Era un activist, un om care a dorit eliberarea filipinezilor de sub ocupație. Și spaniolii n-au găsit altceva mai bun decât să-l acuze de trădare și l-au mătrășit, l-au împușcat. Iar odată el omorât, au declanșat cea mai mare revoluția filipinezilor, eliberarea de sub ocupație britanică. O să mergem și acolo, dacă mai rămâneți un pic pe live. Bun. Cam ăsta este bulevardul principal din zona asta, Metro Manila. Și după cum vedeți, combinație de clădiri înalte, frumoase, bine, frumoase după arhitectura lor, cu amestecătura asta de favela. Bun, trecem pe partea cealaltă și o luăm spre plajă. Mai mult ca sigur sunteți curioși să vedeți cum e plaja, nu? Wow, ce imagine frumoasă, nu? Sucuri din nucă de cocos. Alea sunt rămășițele nucilor de cocos. Nu se aruncă, se folosește și alea. Se macină, se usucă și se face diverse chestii din nucile de cocos. Bun, mergem către plajă, da? Cine mai e pe aici? Salutați-mă ca să vă răspund și eu. Daniela Stan, hello! Cine mai e pe aici? Sorin 86, au vândut ceva nuci. Da, pentru că sucul de nucă de cocos sau din nucă de cocos, cum e corect. Sunt la mare căutare.
Sorin Oblușea, salutare, frate, câte ceas acolo, aproape 4, ora 4. Wow. Bine, eu sunt fascinat, recunosc, n-am mai văzut aceste cabluri așa, haotice și în cantități. Hello! Hello, hi! Și atât de urâte din Vietnam, pentru că da, și în Vietnam este la fel. O să mergem și într-o piață locală. Tutu Ban sau Tutu Bagan e una dintre cele mai populare piețe ale lor. Au 7-Eleven, da, peste tot. 7-Eleven este un fel de mega image ca la noi, doar că nu un mega image așa scump și foarte scump, cum e la noi. Pentru că, da, Mega Image-ul are niște prețuri mari. Doar că, vedeți, ne-am obișnuit cu Mega Image-ul ăsta și nu ne mai dăm seama cât de mari sunt prețurile. Lângă casa mea am un Shop & Go. Lângă Shop & Go este un Mega Image normal. Și prefer să merg la ele. De ce? Mai multe produse, curățenie, aer condiționat, vara, cald, iarnă, recunosc, mai stau pe acolo, ca să nu mai plătesc curent acasă. Glumesc. Și lângă casa mea s-a deschis un La 2 Pași sau Carrefour Express, nu mai știu exact, sau e aceeași companie, habar n-am. Ceva, un magazin mai mic. Și zic, băi, ia, hai să nu mai mă duc la Mega Image, intru și eu la 2 Pași ăsta. Eu cumpăr câteva chestii standard, zici că sunt așa, cu o lampă lipsă. Deci am aceleași pofte zi de zi. Păi și am realizat pe tot ce am cumpărat, am plătit cu mai puțin, cu 5 lei mai puțin. Zic, băi, e nebunit? Nu mi-a taxat ceva. Și mă uit pe bun, 5-6 produse, 7 în total. Zic, băi, 5 lei diferență între Mega Image și La 2 Pași? Și zic, ia să mai cumpăr aceleași chestii și de la un mic magazin într-o fostă. Dar de fapt nu, stai că în continuare, scară de bloc. La parterul unui bloc, lângă casa mea, un magazin din ăsta local. Mai măricel, e făcut într-un apartament. Băi, mai ieftin cu 7 lei ca la Mega Image și tot ce cumpăr. Zic, bă, dă-mă dreac. Adică aproape zi de zi am dat 7 lei. Cam da. Ori 30 de zile. Ai, 210 lei în plus la Mega Image. Vagabond. Eu bag la Mega Image că e mai aproape. Janina, bună. Eu nu merg la Mega Image tot din cauza prețului, zice Viral. Păi, recunosc. Nu e vorba că sunt chitros. Bă, dar de ce mă păcălești? Adică, dai un pic, aceleași produse mai ieftine la 2 pași și mai ieftine la un butic. De ce să dau bani să fac, cum s-ar spune, aia mare la Mega Image? Mă duc la magazinul ăla de la parterul blocului să supraviețuiască și el. De acum înainte. Aia, 7 lei rămân la mine în buzunar. Zi de zi aproape. Dacă stai tu acasă, da, pe tocmai de aia zic că nu fac mare economie. Uite, 7-Eleven, că mă tot întrebați, 7-Eleven peste tot. Am trecut pe lângă un, ce zic, un bărulesc ceva. Muzica e dată la maxim. Oricum, Manila, să știți că este un oraș foarte gălăgios, pentru că e aglomerat, toată lumea claxonează, sunt scutere, furietori, în alea, o motoare, varză. Toată lumea claxonează, nu te simți bine dacă nu claxonezi. Mama lor de clasman. Cablurile în Manila sunt atârnate ca în București. Nu mai e așa în București. A fost odată? A fost o vreme, cum s-ar zice.
Bun, mai mergem încă o stradă, apoi facem la stânga și ajungem pe plajă. Dacă vreți să vedeți plaja, mai rămâneți 2-3 minute, da? Hai să se pună culoarea verde și traversăm. Ah, e verde? Da, e verde. Trebuie să fii sigur aici, că dacă te-a pus să traversezi și nu oprești mașina, ăla ești. Par sălbatici populația lor? Nu, sunt săraci. Sunt mulți, mulți săraci. Gândiți-vă că filipinezii pleacă și vin în Europa, chiar și la noi în România, să lucreze. Femeile bune, femeile mai fac menaj, îngrijire, bătrâni, badande sau cum se numesc. Bărbații ne livrează mâncarea, lucrează prin bucătării, construcții, pentru a câștiga un bani. Nu mă uitați și pe mine cu like-urile alea, mai avem nevoie de 7 să facem primul prag ăla de 100 like, cel mai important. Gândiți-vă că un salariu bunicel aici este undeva la vreo 200 ceva de euro, 250 de euro. Ceva se întâmplă aici? Ia să vedem. E rău cuiva? Cred că da. Da. A, da, și se doarme mult pe jos, pe stradă. Unii dorm în aceste tuk-tuk-uri. Tricicletele, spune ei, tricycle, cu trei roți. Nu neapărat că sunt homeless, nu, dacă e somn, se întinde pe jos, doarm. Mariana, îți dau o veste proastă, TikTok o să fie interzis și în România. Da, la fel și acum un an, și acum doi ani, an de an apar aceleași știri și unii mai creduli, cred. Deci acum 2 ani se închidea TikTok în România și acum un an, dar clar, anul ăsta mă duc la muncă, nu mai fac TikTok, recunosc, da, hai. Am câștigat bani pe TikTok cât am putut, sau acum dacă zice Sonia că se închide TikTok-ul. Ce mă fac? Păi mă duc la muncă, nu? Glumesc, bineînțeles. Dar cu criminalitatea cum stau? Păi, nu știu ce să zic. Populația săracă la un moment dat se va răscula, tot timpul se răscoală sau fac infracțiuni. Pentru că, băi, foamea e nasoală. Foamea e nasoală. E... Săracii se răscoală tot timpul. Pentru că aia bogați milionari, de ce are și la grevă? Ați văzut vreo milionar că iese la grevă? De obicei, cine este bogat în timpul unei, nu neapărat, calamități. Uite, în cazul pandemiei, cine a fost bogat s-a îmbogățit și mai mult. A, scrie în presă. A, ok. În Cancan sau în... Preța mondenă, dacă scrie acolo, eu cred. Salutare, Marian, salut, salut. Da, e foarte aglomerat și trebuie să mă uit și eu stânga-dreapta, să nu vine cineva prin spatele meu, pentru că sunt tot timpul eu în centru atenției, pentru că, după cum vedeți, nu sunt turiști, eu sunt singurul alb
e, ies în evidență prin înălțime, pentru că filipinezii au 1,65 în medie. Iar eu, dacă sunt cu un cap un pic mai mare ca ei, automat eu mă văd din depărtare, cum s-ar spune. Da, hai să mergem către plajă. Aici e drumul la plajă. Uite, camera de închiriat aici. Uite-o și pe proprietara. Acolo sus la etaj. Mamă, ce-i pe jos pe aici. Mai și pute. Pentru că da, se mai aruncă lături pe afară, pe stradă, logic. Ok. Uite, doamna, i s-a prins papucul și a călcat cu piciorul într-o lătură de aia. Hai, hai, lasă că, cum s-ar spune, zeama aia împuțită și vâscoasă în care a călcat se spală acasă, nu-i problemă. O zeama aceea care pute a creală. Îmi cer scuze dacă mănâncă cineva când vă povestesc în ce a călcat doamna. Hai. Stai ca la pușcărie în mașinile astea. Deci chiar aș lua și eu un autobuz de genul ăsta. Aici, un pic mai devreme, am făcut un live pe TikTok și am vrut să iau pe o stradă un pic mai ciudățică și mi s-a zis, băi, nu. Mi-au zis câteva doamne, uite pe strada aia acolo, a zis, nu e ok pentru tine acolo. Și mi-au zis vreo 3 sau 4 doamne care erau chiar în capătul străzii. Așa că n-am mai luat. Cine mă urmărește și pe TikTok, știți că fac live-uri acolo și un pic mai devreme, acum vreo oră, oră jumate, am dat să iau pe strada aia. Și mi-a zis o doamnă, excuse me, it's not safe, please go back. Și stăteam așa pe gânduri și mai vin încă două doamne, no, 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 please, no. Și ok, dacă spune o persoană, băi, culcă-te, nu o iei în seamă. Dar dacă vin 3-4 persoane și zic, băi, ești obosit, ești beat, du-te și culcă-te atunci. Și m-am întors, am zis să nu, o iau pe acolo. Ce era acolo e o străduță cu case din alea foarte, foarte vechi, din carton, din tablă, persoane sărace. Și nu că pățeam ceva sau... Nu, dar tabără pe tine, așa. Dă-mi un ban, dă-mi o ceva de mâncare, vai ce telefon ai. Poate cine știe, se întâmplă nasol. Și nu, n-am mai fost. Așa, vă spuneam că am început cu partea mai puțin plăcută acest live, pentru că, da, haideți că o să vă duc la locuri mai frumoase. Am ajuns pe Bayfront. Ce înseamnă Bayfront în engleză? Adică promenada lor. Zona de plajă. Dar să nu mă înțelegeți greșit, că nu e o plajă, wow. Fiță. E așa mai rudimentar. Hai să o vedem. Ia uite și pe lumii. Desperado, bună dimineața, să trăiți. Nicoleta Stoica, bună. John zice, bine că nu miroase prin telefon. Hai!
Înainte, pe live-urile de pe YouTube erau comentarii mai inteligente, un pic pe chat. Cred că au migrat urmăritorii tăi de pe TikTok, da. Marian îți lovește ceva casca, păcăne. Ah, ok. Gata. Asta păcănea, cred. Puteți să-mi spuneți dacă se aude? Sau de foarte bine, ok. Și da, am ajuns pe bulevardul lor principal. Asta este. Taie orașul Manila de la un cap la altul. Și după cum vedeți, aglomera. Un bulevard pe care au voie și tirurile. De ce? Pentru că în partea din față este și portul orașului. Mă uitam în zare că sunt șanse să plouă, pentru că văd nori destul de mari. Și asta este plaja. Nu e o plajă mare, pentru că zona asta era rău famată înainte și fostul președinte Duterte a hotărât să spele un pic imaginea Manilei și a igienizat toată zona asta. Iar plaja este nou creată, lățită, de fapt, curățată. Însă nu ai voie să stai la plajă în sensul dezbrăcat, nu ai voie să intri în apă, nu ai voie să mănânci pe plajă, nu ai voie să bei nimic pe plajă, nu ai voie nici să fumezi, nu ai voie să faci mai nimic. De aceea plaja asta este așa, goală. Și o să coborăm către plajă. Iar jos aici, pe promenadă, avem un mic bazar. De ce se numește Bayfront zona asta? Pentru că aleea asta e destul de lungă, are câțiva kilometri și merge până în partea cealaltă a plajei. Uite, până în zona portului acolo. Se văd câteva vapoare în port, în depărtare. Gata, mergem pe plajă. Salutare, Vasile Daniel. Marian, ce se mai aude despre navigatul pe mare ocean? Ai renunțat la idee? Oarecum. Pentru că nu s-a concretizat ceva. Și eu nu sunt genul să renunț sau să dau înapoi. Niciodată. Adică dacă zic o chestie, o fac.
Salutare, Marian, salutare, Constantin. Uite, no swimming, no eating, no snorkeling, no littering, no spitting. Aolo, n-am voie nici să scuip. Păi și eu, unde scuip? Așa, turiște, ăștia care sunt, pentru că zona asta, vedeți, mă plimb de aproape 40 de minute, n-am văzut un turist. Dar știți ce e un turist? Puțini turiști aleg să se plimbe cu genul ăsta de caleașcă, genul ăsta de rickshaw. Bună ziua de la Năvodare, am fost în Poiana Brașov, frumos, zăpadă, da? Înseamnă că era zăpadă la Poiana Brașov. Plaja este îngrădită și te controlează la intrare. Poți intra așa cum vrei tu de capul tău pe plajă. În schimb, promenada asta bei frontul, n-ai nicio problemă, poți merge mult, mult, mult. Și așa locul arată cât de cât bine. Cât de cât bine, pentru că e un loc gălăgios. Trebuie să te controleze, să nu ai mâncare băutură. România. România. Yes, România. Deci întreabă de unde ești. Cumva fac un fel de recensământ. Da, deci e cea mai ciudată plajă pe care recunosc. Am fost, n-ai voie să faci nimic. Nu să mănânci, nu să te dezbraci, nu să faci baie, nu să stai la soare în costum de baie, nimic. Doar să mergi sau să stai cu fundul pe nisip după casă. Iar acolo în față este ambasada americană, foarte bine păzită, garduri înalte, electrificate, post de control, turnuri de supraveghere. Toate ambasadele americane sunt bine, bine păzite. Iar aici este o piatră pe care există un panou de genul ăsta și spune foarte clar că Duterte, fostul președinte, a curățat, adică a dispus să se curețe și să se reabiliteze ce era pe vremuri o zonă plină de gunoaie și poluată a orașului Manila. Da. Presupun că ați auzit de fostul președinte. De multe ori a semuit cu un dictator. Duterte a ridicat Filipinele destul de mult. Destul, destul de mult. Cel puțin din punctul de vedere al turiștilor și a ideilor sale. De multe ori cam drastice. Și asta este zona stradală beachfront. Beach front, adică partea de la plajă. Uite, i-aș răspunde unui abonat acum, dar n-am voie să fac o anumită acțiune așa, pentru că da, uite, vedeți, acolo sunt multe, multe nouri. Nu mânca, nu bea, nu face plajă dezbrăcat, nu face baie, nu scuipa și nu fuma. Deci ca să-i răspund unui abonat acum cu o întrebare, nu am voie, pentru că nu mi se dă voie. Ai văzut că e interzisă acea acțiune.
drăguță plaja, dar să stai așa ca, cum să zic, ca prostul, să te uiți la apă și să stai așa ghemuit, pentru că n-ai voie să spui un șezlong, n-ai voie să, nu un șezlong, un prosop, un cerceaf, n-ai voie să faci nimic. Majoritatea stau așa, pe vine sau cu fundul. Ia. Și uite, aia doi fluieră, înseamnă că s-a apropiat cineva prea mult de apă. Deci n-ai voie nici să atingi apă. Da. Și care este motivul cu atâtea restricții? N-aș ști să zic. Pentru că în urmă cu 4 ani aici era cea mai infectă zonă, cea mai poluată, cea mai murdară, cea mai plină cu gunoaie zonă din Manila. Și a fost, cum s-ar spune, reabilitată. Nu exista plaja asta, a fost curățată, a fost adus nisip. Deci ceva, poate trebuie să mai treacă câțiva ani, poate cine știe, mai sunt microbi, bacterii pe aici, habar n-am. Poate apa din port este poluată. Pentru că în spate este un port și mai este un port turistic un pic mai în față. Bună dimineața, Vasile. La ce poluare e acolo, cred că ar trebui interzis respiratul fără mască, da. Bine că poți să respiri. Deci n-am mai comentat abonatul care pune tot felul de întrebări stupide. Ai mai slăbit sau mi se pare mie? Da, am slăbit vreo 2 kg, 2 kg și jumătate. Păi am stat o lună doar la temperaturi de peste 30 de grade. Și am mers, am vizitat. Recunosc că am mâncat mai puțin pentru că nu mănânc toate mizerile de pe aici. Mizerii însemnând nu că nu au gust. Mizerii spun eu că, băi, ei sunt murdari pe mână, mâncarea aia stă mult în soare, genul ăsta. Mâncarea e bună la gust, n-am ce zice, așa că recomand dacă ai stomacul tare. Bună dimineața, frumos acolo, uite și pe Alex Cara, spuneați că nu mai intră. Vedeți, uite, Alex Cara intră. Nu s-a dus la concurență și a rămas acolo. Deci, am vizitat zona bulevardului principal din centru, hai să zic așa, zonei Metro Manila. Și acum mergem către Intramuro, vechiul oraș, orașul istoric, orașul fortificat, unde spaniolii au creat unul dintre cele mai bine apărate bastioane din Asia de Sud-Est. Da, cam asta. E, nu știu să zic, cam atât vă pot arăta de pe plajă. Ia uite, fără drink. Păi se știe, stăm și bem un fresh de mango. Mă place la nebunie fresh de mango. Alex Cara mi-a trimis 11 euro, să fie bucurie. Ia uite, cu ajutorul lui Alex Cara am păcălit și ziua de azi, cum s-ar zice. 11 euro aici, știi cum? Deci dacă intru la restaurant cu 11 euro, deci ospătarul, pac, îmi deschide ușa la intrare, cea mai bună masă pentru domnul, pac, îmi schimbă fața de masă, îmi aduce tacâmuri din alea noi, bucătarul în persoană vine și, bună ziua domnule, ce doriți să mâncați? Și eu zic, păi, ce mai bun? Pentru dumneavoastră, dragă, domnule, eu, maestru bucătar, vă prepar cu mânuța mea cea mai bună porție de mâncare. Perfect! Vine după aia ospătarul, o sticlă de vin din aia, zic, din aia bună, da? Ok. Cea mai bună din restaurantul nostru să fie, bine, frumos, ospătarul, pac, scoate dopul, îmi pune așa un pic în păhărel. Nu-i bun. Păi și eu ce fac cu sticla? Deci e cea mai bună sticlă de vin din restaurantul nostru. Zic, băi, o poșircă, eu am 11 euro. Să trăiți, da. Mă duc, facem rost de o altă sticlă. Și după aia vine și
bucătarul pe partea de cofetărie, un desert frumos, pac, zic, da. Ajung banii? Da, până acum aveți 3 dolari. Sau 3 euro după caz. Zic, a, bine, și desert. Și... Las așa, un 5 euro, hai. Pentru ei 5 euro deja e... Deci Alex Cara, mă duc acum la restaurantul cu stea Michelin aici, în Manila. 11 euro, ce ai, sunt acționar. Și la final rămâi și cu 6 euro, da? Dar știi cum? Deci la final când vine nota de plată, 3 euro. Băi, și eu scot o hârtie de 5 euro. Deci, paznicul, chelnerul, ospătarul, barmanul, bucătarul, sous-șeful, ajutorul de bucătar, știi cum? 5 euro! Oh! Și zic, păstrați restul. Mamă, și acum toți își dau demisia, ne facem restaurantul nostru. Ne-au rămas 2 euro de la domnul. Patroane, ne băgăm în... Ne facem restaurantul nostru, avem și pagă lăsată 2 euro. Cam așa de ieftină este viața în... În Manila, uite, ne fac... Ne fac cu mâna... Filipinezi. Bine, am exagerat un pic, dar să nu credeți că e adevărat. Cu 5 euro, nu. Acum 11 euro, eu recunosc, mănânc și destul de bine la un restaurant aici. Nu mă credeți. Eu mai și exagerez câteodată. În Orat, ca și în România, dar e mai cald la tine. Mulțumesc că prin tine vedem și noi locuri. Zic eu frumoase, nu? Pe ce concurență ai tu, Marian? Mai am concurență, cum să nu, pe live-uri. Hai să mergem mai departe. Hai să mergem în zona. Hello! Cu 15 euro cumpere restaurantul, da, devin acționar. Bun, gata. Direcția metro, nu metro Manila, Intramuro, orașul fortificat. Băi, mă încurc în denumirile astea. De o lună de zile vizitez non-stop câte denumiri să rețin și eu, pentru că la un moment dat chiar le încurc. Traversăm pe partea alaltă, intrăm un pic în cartier și apoi facem stânga, ținem direcția Intramuro. Sunt majoritar musulmani? Nu, sunt majoritar catolici, pentru că sunt fostă colonie spaniolă și o să vezi când ajung în cartierul vechi că este plin de biserici catolice, catedrale. Dacă mergi în zona de business în Manila, în centru, nu îți ajung nici 200 de euro să mănânce. No. Băi, nu e chiar atât de scump Manila, nu mai. Speriați lumea că nu, nu e scumpă. După o oră de live, uite, văd prima persoană albă. Ha, se uita la mine și mă uitam la el. Deci, după o oră de mers prin Manila, am văzut prima persoană albă ca și mine.
Sino Corea turist la prima vedere sau ce știe. Pentru că străinii când ajung în Filipine nu prea rămân în Manila. Doar cei care vor distracție, băutură, femei se duc în cartierul Makati. Iar restul turiștilor, fameliști, convinși, se duc pe insule. Boracay, Cebu, Palawan. Încă o dată vă zic bună dimineața. Cine mai e pe aici? Salutați-mă ca să vă văd și eu, să vă răspund. Cine mai e prezent? Că sunteți aproape 200 de oameni în momentul ăsta. Ghiță Andrei, bună dimineața, iau tăl Tibi. Ce faci, mă, Tibi? Gabi, salutare. Ești la job? Adică acasă, în birou? Sunt multe hoteluri, de obicei clădirile astea înalte sunt hoteluri. Aici m-am cazat și eu, v-am zis. Dar o să vină un vlog pe YouTube și o să vedeți cât am plătit cazarea, unde am stat. Deci undeva într-un astfel de loc. Și n-am plătit mult. Nu. Salariul minim în Filipine este 287 de dolari, de două ori mai mic ca la noi, dar prețurile acolo sunt mult mai mici, așa că ei costă 86 de dolari, cumpărăm mai mult ca noi cu 410, m-am cres. Eu știam că salariul unu bunicel, salariul mediu este de 250 de euro, asta înseamnă aproape 300 de dolari, deci da, poate să fie adevărat că minim e 187. Și da, sunt săraci, sunt foarte săraci. M-a întrebat cineva pe canalul de TikTok că fac live-uri și acolo, băi, cu 1000 de euro stau o săptămână aici? Și am zis, băi, ai nebunit, cu 1000 de euro ești, po, barosan aici. Tu dai seama, 4000 de euro pe lună? Și ai, mă, deci cu 4000 de euro aici, am cameramanul un filipinez care mă filmează, am o masiuză după jumătate de oră de live, îmi face și masaj, am ospătarul meu personal, vine cu mine, băi, Mariane, ți-e sete? Da, dă-mi și mie ceva de băut. Adică, ce am, la 4.000 de euro pe lună, în Filipine ești mogul, barosan. Mi-a plăcut mai mult ce ai filmat în Thailanda, zice Bogdan. Da, și mie recunosc, îmi place mai mult Thailanda. Uite, se face reciclare. Deci voi vă dați seama că și gunoieri sunt atât de săraci, varsă coșurile de gunoi în mașină și își pun separat pentru ei în saci hârtie, peturi, ca să le valorifice ulterior. Nu mă uitați cu like-urile alea, pentru că doar așa YouTube-ul transmite mai departe și el live-ul ăsta la prietenii voștri sau cine știe, la lume nu. Eventual o distribuire pe Facebook, n-ar strica dacă am vreun prieten aici. Care este cea mai frumoasă insulă? Părerea multora este împărțită între Boracay și Palawan. Eu am văzut doar Palawanul, deci nu mă pronunț asupra Boracayului. Deci, direcția, cum îi zice, intramurul, uit mereu.
în Rusia nu vrea nimeni să meargă, oricum rușii ne ură spata. Mai intru eu pe TikTok cu o persoană live și e singura pe care o știu și ar vrea să plece în Rusia, nu dăm nume. Dar eu recunosc că n-am auzit pe nimeni și am mulți, nu neapărat prieteni, mulți amici, mulți cunoscuți. Bă, dar niciunul nu vrea să ajungă în Rusia. Pula e, zice, bună dimineața, am dat și like-uri. Bun. Am venit de pe străduța din dreapta, nu mai luăm pe acolo, căpuțea urât, erau multe lături din alea pe jos. Așa că o luăm înainte și facem următoarea stradă la dreapta. Ia uite, ochi verzi căprui, ne zice bună dimineața, păi ori sunt verzi, ori căprui. Pompierii! Avem ceva de mers, vreo 20 de minute. Sper că nu vă plictisiți până ajungem în centrul istoric. Și credeți-mă, o să vă placă, pentru că eu am fost aseară. Wow, frumos! N-am ce să zic. Centrul lor istoric, da. Recomand. Ochi verzi căprui mă întreabă în ce țară sunt. Băi, am și uitat. În ce țară sunt? Deci am vizitat atât de multe că am uitat. Thailanda nu, că am fost. Vietnam nu. Sri Lanka nu, că am fost și acolo. Ah, Filipine! Ia uite, mă. Deci am zis de atâtea ori Filipine în live-ul ăsta, că am și uitat. Filipine! Am avut și eu un lapsus. Ia, o luăm pe aici? Da, hai să o luăm pe aici, că nu-mi place în față, nu se vede mai nimic așa interesant. Hai să vedem cabluri și tot felul de atracții. Ai ajuns la 100 de țări vizitate, nu mi-aș dori, dar momentan sunt blocat la 97. 97 de țări vizitate. Băi, și să simți că eu stau, mai sunt unii care se laudă că au nu știu câte țări. Băi, și ei au trecut așa, ca peștele prin apă. Gen, stă o zi. Băi, am bifat, am văzut, gata, merg mai departe. Păi, bat drumul până la mama dracu să stau o zi. Ai țară vizitată într-o zi? Păi ajungi de la aeroport după amiaza, cât mai e să mănânci ceva, te-ai întors seara la hotel, ai vizitat o țară. Asta e strada aia de care vă ziceam că nu m-au sfătuit să o iau. Mamă, deci ieșeam eu de acolo dezbrăcat. Deci, într-adevăr, e o stradă și strada se continuă și pe partea asta la alta, deci aici apare așa, mai safe. Deci am și căsătorit cu câțiva copii. Da, logic. Se agățau de mine. Papi. Să
sau mai degrabă padre, 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 padre. Hello. Padre. Urmează Trinidad și Tobago. La mine? No. Bun. Hai să o luăm spre orașul vechi. Mai mergi undeva după Filipine? Nu, revin acasă pentru o perioadă. Bună, Mariana, am văzut că faci multe live-uri, dar calitatea e cam slăbuță. Vrem vloguri, felicitări, ne place, nu ne place. Hai. Ne place, ne place, de fapt, nu? Live-ul este așa, în timp real, necosmetizat. Ce trăiesc eu pe aici, puteți vedea voi, asta e avantajul live-ului. Dar da, trebuie să ai timp să te uiți. Gândește că live-urile astea durează câteva ore. Bine, înainte le făceam mai lungi, dar acum nu. Le fac mai scurte. Pentru că, într-adevăr, 5-6 ore e cam mult. O să încerc să fac cam 2 ore, 2 ore jumate. Pentru că e cam suficient să poți să-ți faci o părere despre un loc în 2 ore și jumătate. Uite, de exemplu, cartierul ăsta. V-ați făcut o idee cam cum e. Ai o vârstă și tu, da, nu mai pot eu ca pe vremuri toată noaptea. Păi, da, 2 ore scot calitate, nu? La live, da? Că nu se înțeleagă altceva. La live. Opa, poliția. Auzați, poliția, ce mașină are. Patru, mă, trupele speciale. De bate, ia până spui piua. Pe ce traseu zbor spre casă? China. Shanghai, adică din Shanghai zbor în Roma și din Roma București. Este cea mai ieftină, cea mai ieftină, ieftină variantă. Mă duce până în $400. Și am ales totuși China Air pentru că au avioane mișto. De aici trebuia să zbor cu Cebu Pacific sau cu Philippine Airlines. Băi, deci stai ca în rata de crevedia. Deci am mers din Sri Lanka în Bangkok, din Bangkok în Manila, din Manila în Palawan, din Palawan înapoi în Manila cu cele două companii, Cebu Pacific și Philippine Airlines. Deci eram ca în rată, știi cum? Deci plin de filipinezi, cu tot felul de bagaje, chiar eram scaunele alea mai natoale ca la Wizz. Tu te gândești să stau 11 ore până în Dubai sau 10 ore că durează zborul pe un scaun din ăla așa tare. Și m-am uitat la alternative. Alternativa era Qatar Airlines, Etihad și Emirates. 1.300
500 de dolari. Și ai, mă, banii ăștia. Și zic, ia să caut variantă cu Istanbul, a picat din start pentru că nu are zborul direct. Trebuia o escală în Kuala Lumpur, apoi Istanbul, din Istanbul, București. Mă complicam, că aveam escale lungi. Și am ales București, Shanghai, ăsta, Manila, Shanghai, Shanghai, Roma, Roma, București. Mă mir că nu plouă. De ce să plouă? Ce ai mâncat interesant? Am evitat mâncarea stradală pe cât posibil, dar uite, aseară am testat urechi de porc, mațe de porc, am testat pipote de pui și un barbecue cu sos vinegar tot de porc, pe frigărui așa. Costă 25 de pesos o frigărui, asta înseamnă undeva la 3 lei. Mi-am făcut dăm blow. Apoi am mai mâncat de pe stradă creveți din aia puși pe grătar pe frigăruie, niște scoici, tot la fel, un fel de midi de ale lor. În rest nu, evit preparatele lor, orezul, că e pierd în apa lor mai ciudățică. Da, nu prea sunt fan să testez așa orice bălărie. $400 bun preț. Da, până în 400. Am plătit 1780 de lei. Calculează în dolari. Deci ca să mă întorc de pe partea cealaltă a planetei cu 1780 de lei, eu zic că e preț foarte, foarte bun. Nu. Tu filming? Mă întreabă unde merg. Mă ducea cu scooter. Ce băuturi alcoolice au acolo? Bere, vin, dar chestii spaniole mult, că importă mult din Spania. Ce-i pe aici? Da, vă să-i și eu pe de-a dreptul. KFC-ul e o mizerie. Nu mâncați în Asia de la KFC, n-are nicio treabă cu KFC-ul european. McDonald's-ul, în schimb, se apropie destul de mult de calitatea europeană. Am mâncat și la unii și la alții, recunosc. Fiți atenți, mamă, deci ăștia au pus sârmă ghimpată, așa, pe stradă. Treci pe lângă sârma aia și te zgârit, te înțepi. Burger King este, da, este, dar nu am testat. Nu prea sunt fan Burger King. Bun, celor de pe TikTok, le-am arătat mai devreme ce am mâncat eu la KFC. Când fac prima pauză, să-mi aduceți aminte, să vă zic și să vă arăt și vouă ce am mâncat eu la KFC, pentru că am poză și ce întâmplare amuzantă pentru unii, da? Mie nu mi-a plăcut experiența și sunt încă ofticat. Deci dacă vă povestesc și începe să râdeți, vă dau afară. Nimeni nu râde de ce am pățit la KFC, pentru că sunt mai sensibil eu de fel. Deci la prima pauză, când stau un pic pe loc, când mi-aduceți aminte, Mariane, zine cu KFC-ul ce ai pățit. Câte fire au pus stâlpi? Toate!
Pe toate le-au căstul. Te-ai deranjat la stomac? E, mai stați un pic, că uite, e parcul Rizal în față. Cam cel mai important obiectiv turistic al lor, al filipinezilor. Și o să vă și spun și de ce. Am o veste proastă. A început să plouă ușor așa. Deci s-ar putea să vă povestesc faza cu KFC-ul mai repede decât anticipam. Bun, problema cea mai mare cu traversatul, petrecerea de pieton, pentru că nimeni nu îți dă prioritate. Băi, cam multe ambulanțe, uite și pe acolo, ce naiba s-a întâmplat? Deci au trecut două, mai sunt încă una. A, chiar două în partea altă. Avem aici Biblioteca Națională Filipineză. Sunt în parcul Rizal. Acest parc poartă denumirea de Rizal după eroul lor național, Jose Rizal. Este persoana cea mai îndrăgită a filipinezilor. A trăit acum 120 ceva de ani. Deci este eroul lor național. Ei bine, a fost un activist, un luptător împotriva ocupației spaniole, pentru că Filipina a fost colonie spaniolă. Și toată viața a luptat pentru eliberarea filipinezilor, însă a fost acuzat de trădare și omorât de spanioli. L-au executat fix aici, în zona parcului. L-au împușcat. Execuție publică. Și toți filipinezii s-au revoltat. A determinat începerea revoluției și eliberarea filipinelor de pe... de sub ocupația spaniolă. Așa, deci eroul lor național, de aceea se numește parcul Rizal, după Jose Rizal. În anul 1896 a fost omorât. Așa, acum povestea cu KFC-ul. Păi, dar ce vă zic eu de istoria filipinilor? Nu, acolo de istoria filipinilor. Hai să vă zic faza cu KFC-ul, da? Toată lumea atentă? Bun. Acum... vreo 5 sau 6 zile eram în Palawan, într-un orășel unde numai mâncare stradală din aia de a sta toată ziua în soare era pe acolo. Băi, și văd KFC, zic, deci știi cum? Deci, imaginați-vă așa o imagine cu tunete, nori, ploaie, vânt, și la un moment dat se deschide așa cerul și iese așa o rază de soare așa și... deci când am văzut KFC în față, mi s-a luminat fața și KFC, bun. Intru în KFC, bă, nimeni. Și bag capul așa și îl întreb pe vânzător. Is closed, e închis? A, nu, poftiți, Zic, mamă, ce primire. Deci nu era nimeni în KFC. Străzile din orașul respectiv, full de lume, toată lumea mânca la colț de stradă. Singurul client.
Și mă uit pe meniul ăla diferit față de al nostru, cu orez, cu tot felul de supe, cu pui, cu condimente. Nu aveau crispy strips, bucățile alea de pui crocante, nu aveau aripioare picante. Aveau doar bucăți de pui, adică pui pe jumătate, pui pe sfert. Deci nu e meniu ca la noi. Și în schimb observ într-un colț al meniului McNuggets, nu McNuggets, Chicken Nuggets, că McNuggets e la Mac. Și zic, nuggets să fie, adică bucățele, bine, bucățele mai mari de pui crocant. Și zic, vreau o porție de pui nuggets. Și mă întreabă, mic sau mare? Mare, deci eram de mâncat, deci nu mâncasem toată ziua, zic, mare. Avem cartofi condimentați cu ceva condimente locale, vreți să încercați? Zic, da. Vreți porție mică, medie, mare sau extra largi, extra mare? Și întreb condiment, a, credeți-mă, pun cartofi. Zic, eu care nu prea mănânc cartofi, zic, mă, dacă sunt buni, era foame, zic, porție extra largi. O, bună alegere. Deci până acum am porție de chicken nuggets mare, cartofi extra largi, zic, coleslaw, salată coleslaw, aveți, da, mică sau mare? Mare. Mă întreabă, vreți și o bucată de pui? Zic, da, o porție. Ce fel de pui aveți? Pui picant? Pui rețeta originală KFC sau extra picant? Zic, nu, dați-mi pui, o porție de pui, rețeta originală KFC. Avem, din păcate, doar două bucăți. Zic, ok, două bucăți. Eu îmi imaginam crispy strip sau două aripioare. Băi, îmi sosește comanda, mă cheamă, bine, strigă numărul 1. Eu eram numărul 1, că eram primul client și singurul în ziua respectivă. Mă duc acolo și haide să vă arăt cum arată comanda. Că prima dată am crezut că face mișto de mine. Sunteți pregătiți? Haideți că vă arăt comanda. Bun. Comanda. Deci, porția de cartofi extra largi, da? Cea mai mare. 2, 4, 6, 7 cartofi, da? Porția mare de chicken nuggets, da? 4 bucăți. Și eu când am văzut astea, zic că, mă scuzați, este o mostră? Testez? A, bun, dați-mi toată porția? A, nu, e porția mare. Zic, porție mare, păi și aia mică cum e? A, aia mică era mai mică, e de 3. Zic, 3 nuggets în loc de 4, porția mare? Da, da, da. Și după care întreb, dar săpunul ăsta, ce e săpunul ăsta? A, dar nu-i săpun, este orez. Zic, ce? Orez? Și mă uit eu mai atent, da, orez. Zic, mă, uite bă, orez. De salata coleslaw este pe jumătate cât e salata la noi, aia mică. Deci uitați-vă voi. Și mi-a dat o supă căcănie, zici că este o, mă scuzați, o diarie de copil mic. Bine, și eu când se mai întâmplă să am zile nasoale, tot cam la fel. Așa, asta nu știam ce se întâmplă cu ea, de ce mi-au dat-o. Așa, și mi-au dat cele două bucăți de pui, bă, cu târtiță. Deci am și jumătate de târtiță. Deci ei taie puiul în patru. Deci cum e bucata de pui, pac, pac. Și mi-a dat jumătate de târtiță. Zic, ce? Ce? Băi, nu mă râde, deci cine râde, îl dăm afară. Deci eu sunt super nervos, super stresat, super mâhnit și voi râdeți. Așa zic, ok. Și am stat să mă gândesc, băi, filipinezii ăștia au 1,60 m. Ăia mari, ăia 1,65 m. Eu logic, la 90 de kilograme ale mele și 1,84 m, ce să mă satur din asta? Băi, și am plătit 35 de lei în bani filipinezi. E salariu pe două zile la ei. Deci de aceea nu mănâncă filipinezii, pentru că una la mână este scump fast food-ul, pentru că KFC-ul ca și McDonald's au prețuri în toată lumea cam la fel, și mănâncă la colț de stradă pui ăsta, deci ce în farfuria asta, ce în platou ăsta, ei îl iau la 10-15% din preț, adică eu am plătit 35 de lei, ei mănâncă cu 4 lei. Așa. Bun, deci porția mare de nuggets,
colecția gigantă, extra largi de cartofi, 2, 4, 6, 7 cartofi prăjiți. Săpunul ăsta e de fapt orez. Și cele două bucăți de pui tăiate așa pe diagonală, cu tot cu târtiță, salata coleslaw și chestia asta maronie vâscoasă, am aflat după aia ce asta trebuia turnată pe orez și puțin pe carneș. Nu e meniu pentru copii, e meniu pentru sugari, meniu pentru bebeluși. Bun. Băi, și am ieșit împometat de la KFC și am observat vis-a-vis un alt local care avea burgeri. Mi-am luat de foame un burger. Îmi place să reascult povestea, este amuzantă. Deci mie nu mi-este amuzantă cine a zis. Daniela, deci nu. Deci crede-mă, nu. Nu. Eu nu glumesc. Deci în ziua aia cu foame și am dat banii pe mâncare a unui filipinez pe două zile, a întregii familii. Păi tu îți dai seama ce am mâncat eu la KFC, o familie din Filipine mânca ce două zile. Două zile. Și încă le mai și rămâne. Da. Hai. V-am zis și povestea cu KFC-ul. Ok. Hai. Păi adevărul că mi-e sete. Și dacă mi-e sete, trebuie să beau și eu. Ești boss pe întâmplări nesclujnice, Marian? Nu știu, eu le atrag, mi se întâmplă să am parte de tot felul de experimente din astea ciudățele. One bottle of water, small. Yes, how much? 20 pesos. 20? Ok. Thank you. 20 de peso și o apă. Mai facem un pic de pauză ca să beau și apa asta, că mi-e set. Și să mai treacă supărarea, chiar mi-am adus aminte de povestea asta. Băi, deci nu se poate să nu mi se întâmple chestii nasoare. Deci tot acasă e bucătăria grasă, da. Băi, deci ce m-am enervat cu KFC-ul. Uite, mai avem 4 like-uri și facem și noi 200 în sfârșit. Trecem de al doilea prag, cel de 200 de like-uri. Mulțumesc frumos. Mai povestește și alt. Ce să mai povestesc, că nu mai am chef de nimic, m-am supărat. Deci ăsta este parcul José Rizal, cea mai importantă locație turistică a filipinezilor, a lor, adică nu noi ca turiști, dacă venim aici, e doar un parc și atât. Pentru ei este locul de comemorare al eroului lor național. Băi, deci am ajuns pe insula respectivă, haideți că nu știu de ce, dar sunt nervos și continui cu povestea asta. Deci, după ce am făcut foamea la KFC, după ce am făcut foamea în ziua respectivă, băi, m-am săturat cu burgerul ăla. Recunosc. Și după care, deci nu știu, cu toată sinceritatea, da, vă spun, nu vă supărați pe mine ce vă povestesc, pentru că sunt chestii normale, da? Mănânci, intră, dar trebuie să și iasă. Băi, mi-a fost frică. Mi-a fost frică și vă spun și de ce. Pentru că, bă, dacă mă duceam și rezolvam problema, mi-a fost frică după aia că mi se face foame iar. Și am preferat să nu mă duc. Și am stat în seara aia. Mă înțelegeți voi, hai că mi-e greu să zic așa ceva.
Așa. Că știți, odată ce se eliberează, ți se face foame. Păi de-aia n-aveam să mănânc. Iar mă duc la KFC-ul ăla, mama lui de KFC. Deci, atât de sărac eu, dar și oferta de mâncare de acolo, pentru că n-aveam ce să mănânc, efectiv. Frumos parcul, da? Păi parcul este frumos, dar am zis să nu vi-l arăt, pentru că l-am filmat pe TikTok. Doamne, ești fenomenal! Elena, sunt întâmplări trăite de bine și... Hai! După principiul ăsta stai constipat o săptămână și economisești. Da, nu mi se mai face foame. Păi tu îți dai seama, mă duceam iarăși. Aveam variantă să mănânc pe stradă la localnici și trebuia să mă risc să mănânc una alta. Sau ce făceam? Mă duceam iar la KFC? Hai! Bun, facem o mică pauză să beau și apa asta, pentru că mi s-a uscat gâtul. Ah, bun. Bun. Lucian 11, like-ul 109, da, de mine, be safe, where you are, mersi. Ți-ai luat sim de acolo, da. Operatorul smart, dar nu-l recomand. Există doi operatori mari, Global și Smart. Am ales Smart pentru că n-am găsit Global. În aeroport era doar Smart. Pe stradă am întâlnit magazine de la Smart. Au ei un marketing mai bun. Însă acoperirea e jalnică. Jalnică. Deci a intrat sticla asta de apă, mă. După am făcut 2 ore de live pe TikTok și aproape 2 ore pe YouTube, deci am vorbit de 4 ore în continuu. Încercați să vorbiți și voi 4 ore în continuu, să vedeți. Ah, ce sete mi se face. Bro, hello bro. Uite, ne face cu mâna. Hello bro. Douăzeci de secunde și traversăm. Păi sunt niște musculițe care, băi, te ciupesc în brațe, deci sunt pe picioare. Ciupit, ciuruit. Eu am crezut prima dată că sunt țânțari, nu? De musculițe. Mama lor de musculițe. Mamă, 14 secunde. Am încă 11 secunde să traversez. Bă, dar ce semafor e ăsta? 8 secunde, 7. 5, 4. Deci să ai 14 secunde să traversezi strada asta de 6 benzi, 3 pe sens. Nici o șansă pentru un bătrân. Sau o persoană cu handicap. Și da, sunt și persoane amărâte peste tot, care, uite, amărâți, dar își fac curat. Bravo lor! Nu contează că stai pe stradă și dormi aici, măcar să-ți fie curat lângă casă. Nu? Frumos! Cămătura! Am văzut că sunt unele servicii care îți oferă cartele digitale în multe țări, dar habar n-am cum funcționează, având în vedere că nu primești nimic fizic. Da. Când ajungi într-o țară, îți dă o cartelă gratuită. Sunt multe companii care fac asta. Ba mai mult, pe unele cartele ai și, nu știu, 10 minute, 15 minute. Ai și puțin net, așa, de test. De ce? Una la mână, că o vei lua, că e gratuită, o bagi în telefon. Te bucuri acolo 5-10 minute de net, poți să dai 2-3 apeluri.
după aia trebuie să o încarci. Și tu mergi pe ideea, lasă-mă că încarcă, e bună, bla bla bla. Și când dai să o încarci, realizezi că este mult mai scumpă decât o cartelă normală. Și atunci ce faci? Ai două variante. Renunți la cartela aia și cauți un alt operator sau o încarci pe aia, știi? În felul ăsta e tagață. Deci noi trebuie să ajungem acolo, este intramuro, orașul fortificat, însă nu avem cum să traversăm așa pe de-a dreptul. Și mai mult sunt și polițiști acolo, ăia în albastru sunt polițiști. Deci trebuie să căutăm o trecere de pietoni neapărat, nu facem ca restul oamenilor să traverseze, să traversăm mai mult. Deci încă 2-3 minute și ajungem în cartierul cel mai frumos, după părerea mea, din Manila, intramuro. Vine o armată de... am fugit și eu și... Aude-i, bikerii! Deci când am văzut că vin către mine 20 de scuteriști, am luat-o la fugă pe trecere. Nu-i de glumă. Nu-i de glumă. Băi, se înserează. Asta înseamnă că e aproape cât 5 la mine. Hai să traversăm. Deci, până acum, ce ați văzut în acest live, vă tentează să veniți în Filipine? Pentru că dacă acum aveți o părere, s-ar putea să vă schimbați sau să vă păstrați în funcție de ce veți vedea acum înainte. Ia scrieți-mi. Deci, v-a plăcut sau nu v-a plăcut? Nu cred biciclitul stătea la roșu, cred că era european sau ceva. Ștefan zice, nu sunt interesat. Elena, sunt abonat. Oh, foarte tare, bravo. Deci ca să poți să comentezi, trebuie să apeși pe butonul de subscribe. Încă ceva. Dacă nu ești abonat, abonează-te. De ce? Pentru că vei fi pe plus. Urmează clipuri și live-uri din ce în ce mai interesante și sunt gratuite, așa că apasă butonul ăla de mai jos de subscribe. Cristian este interesat. Deci nu prea vă tentează? Eu încă explorez București, super. Hai să vedem și partea frumoasă acum. În Manila nu aș veni, dar aș merge în insule pentru că o plage frumoasă. Da, aia da. Face omul când se plictisește, se distrează, nu? M-a luat amețeală, nu mai facem asta. Băi, deci nu-i mai suport pe ăștia cu tuk-tukurile, cu scuterele, sunt atât de agasanți. Sorry, I'm not your friend. No. Și gata, în față avem poarta de intrare în orașul fortificat.
ng kahit ka, sa kwenta ang bayad. Ito ako sa bahay ngayon. Este patrimoniu național acest loc și este unul dintre cele mai apreciate locuri din Filipine. Orașul vechi, Manila, numit și Intramuros. Deci, pe vremuri, o fortificație, uitați cât a zidul de apărare de gros. Aici erau porțile orașului. Și o să vedeți că totul se schimbă. Parcă e altceva, nu? E multă poliție. La presiune și noi pe la trecere. Este superbă zona, vremea e bună, umezeală, e un pic de umezeală, vremea e călduroasă. Zic așa, 40-50% umezeală, deci nu este chiar umed. Sunt în zona Intramuros, orașul vechi. De aici a plecat dezvoltarea Manilei. Deci locul ăsta era foarte frumos pe vremuri când era ocupația spaniolă și la un moment dat japonezii au ocupat acest loc. Pentru că în timpul celui de-al doilea război mondial, japonezii au fost contra la toți. Nu, deja asta unul lângă mine cu trucariciul ăla să mă plimbe. Așa, și japonezii au fost în tabăra cealaltă a, cum s-ar spune, a părților din al doilea război mondial. Și, era să intre peste mine o domnișoară. Bun, și japonezii au bombardat timp de o lună de zile acest oraș vechi. Bă, și l-au ras de pe fața pământului. Au supraviețuit maxim 10 clădiri. O să le vedeți. Asta din față este una care a supraviețuit. Și o să vi-l arăt aproape pe toate. De ce? Pentru că se vede clar stilul spaniol și se vede că au vechime. Ba mai mult, după ce au bombardat sistematic orașul, japonezii, trupele imperiale japoneze, au intrat terestru și au masacrat peste 100.000 de localnici. Femei, bătrâni, tineri, copii. N-a contat că au fost gravide, femeile respective, multe au fost și violate. Acest lucru este cunoscut ca masacru din Manila. Unul dintre cele mai sângeroase, cele mai groaznice masacre din al doilea război mondial. Deci peste tot pe aici erau doar cadavre de filipine, vă dați seama, 100.000 de morți în o lună de zile. Asta înseamnă 3.000 de oameni pe zi omorți, masacrați. Iar femeile violate după casă. Bun. Dacă nu mă credeți, puteți să vă uitați pe internet masacrul din Manila. Pentru că trupele astea imperiale japoneze au fost conduse de câțiva generali un pic săriți de pe fix.
foarte... Sunt nebun. Spuneți-mi un cuvânt. Adică... Așa, ba mai mult că aproape toți generalii după capitularea Japoniei, știți că americanii au aruncat în 1945 cele două bombe atomice, la Nagasaki și Hiroshima, și forțând astfel Imperiul japonez să capituleze. Și automat generalii, psihopați, da, corect, psihopați. Iar respectivii generali psihopați au fost judecați și executați. Bine, au mai scăpat. Dar aproape toți vinovații, cei cu funcții de conducere, au fost, cum s-ar spune, executați. Merită văzut, îmi plac lucrurile noi, mi se par interesant. Ok. Noi în Facebook aveam pe o tabletă care a fost distrusă, zice Ileana. Aolo. Este o contradicție între cum sunt acum japonezii ca nație și ce era atunci. Păi uite și Germania, adică... Nu toți germanii au fost, cum s-ar spune, naziști. Nu toți... Păi, deci... E ceva ciudat. Uitați că vă arăt, da, n-am nicio jenă. Deci, cât timp mușcătură și mă tot scarpin. Deci, sunt niște musculițe. După ce te ciupesc, băi, se fac pete roșii. Deci zici că am o problemă. Și pe celălalt picior la fel. Deci sunt niște musculițe. Păi știți cum vin, aterizează pe piciorul tău, te-ai ciupit, au fugit. Și tu după aia dai să te scarpin că te mănâncă. Stai că am văzut o musculiță. Aia să vedem. A zburat? Da, a zburat. Mama e de musculiță. Germanii sunt în continuare foarte rasiști, am prieteni care trăiesc acolo. Ok, dar japonezul, să știi că am auzit că e de treabă în viață. Ceva s-a schimbat la ei. Bun. Vin și ele la KFC. Băi, dar trebuie să prind și eu o muscă de asta, să o... Băi, știi cum? Să o fac așa. Ia mă de aici. M-ați mușcat pe picioare de m-ați făcut zdrențe. Ia de aici. De-aia toți au pantaloni. Să știi că m-am gândit. Că nu prea sunt în pantaloni scurți. Bă, dar și ce mănâncă? Deci cu câte scarpini, cu atât te mănâncă și mai rău și cumva se face și mai mare. Mama lor de musculiță. Ce mă mănâncă acum, stau să mă scarp. Bun, hai să mergem să vizităm și zona intramuro. Ia uite și pe Țițone, hai că am venit și aici. Ce faci, băi, Țițone? Să dai like. Dacă ai intrat și pe YouTube, să dai un like. Puțin oțet, să dau cu piciorul, de unde n-ai băut ăsta? Eu tot și pe ăsta. Deci ăsta este cel mai sărac filipinez. De obicei, tuk-tuk-ul este pe motoretă, cum s-ar spune, tras de motoretă. Ăsta e cel mai sărac de la pedal. N-a avut bani de motoretă. Schimbă-ți pantalonul. De unde n-ai bă? Mă duc la hotel. Hotelul e la o oră de mers. Deci sunt puține clădiri care au scăpat de bombardamentul japonezilor. Și astea două, trei, sunt printre puținele rămase în picioare. În rest, totul a fost ras aici. Deci vă dați seama, o lună de zile au bombardat japonezii în Grace. Lemon, salutare Lemon. Țițone e de pe TikTok, nu prea le are cu YouTube-ul. Are... canal mare de TikTok, se uită lumea când face flori, când face buchete, mă scuzați. Când face buchete din flori, logic. Și nu numai din flori, am văzut un buchet din fructe. Deci, imaginați-vă un buchet de flori, doar că în loc de floare propriu-zis este o portocală tăiată în două, o lămâie, un măr și să te duci așa cu un buchet.
de fructe. La o întâlnire, e ceva. Pe local nici nu-i pici că musculițele, păi au pantaloni lungi. Intramuros, piața de noapte. Uite acolo e piața de noapte. Ia, hai un pic până acolo. Mergem, hai să mergem. Pentru că păreți așa interesați de piața de noapte. Salutare, Marian. Salutare. Aici este o casă cu grădină, dar este un restaurant foarte, foarte frumos, Diana Garden. Trebuie să fii client. Ai unul dintre cele mai apreciate localuri din orașul vechi. Eu, reclamă la KFC să nu mai văd KFC-ul, deci. No. Hello. Oh, ia uite pe Țițone, știe să dea și mesaj colorat. Ce ai făcut, Țițone? Vedeți, învață, Țițone. Foarte tare. Deci, mesaj colorat. Asta e trandafirul, cum s-ar spune, de pe TikTok. Mesajul colorat. Ți-ai scos banii de KFC-ul filipinez? Nu mi-am scos. Păi ce, am dat 35 de lei? A, cu Alex Cara, da. Deci pește, figărui, mațe de porc, urechi de porc, cam asta mănâncă ei, pipote de găină. Hello! Uite balut, adică oul eclozat aproape. Ăsta este ou cu pui înăuntru, fiert. Deci înainte să iasă puiul din nou cu vreo 3-4 zile, se ia acel ou și se fierbe, având un pui aproape, ce să zic, aproape gata să iasă din ou. Și e ca și cum ai mânca o fripturică cu ou. Așa. Un cocktail de proteine. Cine o fi inventat? Cum naiba dau tax să răspund cuiva? Nu știu. Apar n-am. Nu știu cum se face chestia asta. M-am băgat în super chat. Păi super chat înseamnă să trimiți mesaje colorate. Iar la super chat mai există să trimiți și animații. Bine, animații, niște iconuri. Sau să devii abonat oficial, la fel ca și pe TikTok. De se aseamănă destul de mult cu TikTok-ul, că până la urmă TikTok-ul cred că a preluat de la YouTube anumite idei. Cu super chat, cu cadouri, cu mesaje evidențiate. Deci asta este zona pieței de noapte, însă nu e noapte, încă nu au venit toți tarabagii, să zic așa.
Gabriel, aici e sărăcie sau, sau ce? Sau la noi? La ei e sărăcie pentru că au venituri mici, modeste. Nu au totuși bani la România. Problema e că ei sunt mai muncitori ca românii. Din punctul ăsta de vedere, filipinezul ne bate la fundul gol. Filipinezul e muncitor. Caut un shake de mango. Să-mi fac un smoothie de la bon bon bon. No. Mă uitam să văd ce mai e pe aici. A, nu. Aici se iese din zona fortificată, orașul vechi. Bun, ne întoarcem și mergem spre cele două catedrale, spre clădirile care au supraviețuit bombardamentelor, să vedeți că sunt cu totul și cu totul speciale. Dacă vă place acest live, nu uitați să dați un like. Și avem deja 235, haideți cu pragul de 250. Eu de ce nu apar cu albastru? Păi cu albastru trebuie să fim moderatoare. Păi ce facem, băieții sore? Păi ești moderatoare? Moderatoare erau cei care erau cei mai vechi sau cine devine abonat oficial. E prima dată când te văd aici. Noroc că parcă am așa o vagă impresie cine ești. Așa că nu mă descurc deloc. Haideți să vede. Uite, Cătălin. Salutare. Nu pot să mă abțin, cred că ți-a și rămas. Ce anume, Gianina? Ia uite-și pe Camelia, ce faci, Camelia? Mamă, câtă lume nouă aici. Vine TikTok-ul peste noi. Deci tot TikTok-ul e aici. Cu albastră pățițone. Dar sigur e ea că parcă... Nu știu ce să zic. Ia uite-și pe Cornel. Ia uite-și pe Bazdara. Ce faci, băi, Cornele? Pe unde ești? Tot în Elveția? Sau te-ai întors în Genova? Pune o întrebare la care doar ea să știe răspunsul. Ok, Țițone, ca să te verificăm că ești tu. În seara aia, când am băut mai mult și ai zis că nu mai poți să conduci, ai rămas la mine. Ți-am dat o pijama. Ce culoare era pijama? Da, să vedem dacă e ea sau nu. Deci, Țițone, pijama aia, ce culoare era? Ia, haideți că vedeți, vedem acum dacă e ea sau nu. Gabriela, albastră ți-am dat ție. Luțițone mă refer, ce culoare am dat. Deci nu e ea. O dăm afară. Dacă nu ne răspunde Țițone, o dăm afară. Corect, era întrebare capcană. Mi-ai dat doar bluza de la pijama. Ai spus că îmi vine ca o rochiță. Aha, vedeți, ea era.
A fost o întrebare capcană. Nu i-am dat pijama pentru că nu aveam pijama. În schimb, i-am dat o cămășuță de-a mea. Și venea ca o rochiță. Perfect. Gata. Ești moderatoare. Ai răspuns corect. Deci tu ești. Mariane, ce telefon ai? 0734 166 3. S-a întrerupt, s-a auzit, nu? Ok, cred că s-a auzit. Ăsta vând pungulițe cu ulei și pungulițe cu oțet. Deci vă dați seama cât de sărați sunt dacă ei vând oțetul și uleiul la pungulițe. Very good, thank you. Da, ce tare. Ăsta ce naiba e? Inimă? Hello. Chicken? Chicken? Yes, chicken. And this is? This is my squid. Ah, calamar. Okay. Squid. Okay, thank you. Calamar. Squid. Ia uite, warning, nu driver, șofer nou. Deci ăsta e periculos. Deci asta este zona pieței de noapte din orașul fortificat. Nu este o piață mare, în schimb e așa inedită. Ah, ce marcă și model, e un iPhone 13 Pro. Bun, Țițone zice are nervi. De ce ai nervi, Țițone? Nu merge să dai tag aici, trebuie doar să dai Aron plus numele persoanei scris de tine. Ah, ok. Vrei să ne dezamodăm? De 2 săptămâni nu ați mai fost pe YouTube? Nu a fost semnal. Cine mă urmărește pe TikTok a putut vedea că abia am ținut live-urile și se întrerupeau destul de des. Fac totuși pe TikTok pentru că acolo nu rămân live-urile, dar astea pe YouTube le fac pentru mine, în primul rând, să am amintire pe unde am călătorit și țin neapărat să fie semnal bun. De ce? Ca să nu se întrerupă. Că odată dacă mi-a picat live-ul, nu mai pot să-l repornesc. Și îmi rămân așa bucăți. Fac 5-6 bucăți de live. Nici nu pot să le unesc după aia într-un singur clip. Și fac live-uri pe YouTube doar unde cred eu că este semnal și unde observ că este semnal peste tot, ca să pot să fac un live de 2-3 ore ca pod. Dar dacă nu e semnal, nu. Nu mă risc să muncesc ca prostul de pomar. Avem două variante. Ori mergem încolo și sunt majoritatea tarabelor închise și avem o a doua variantă, să o luăm pe aici. Hai să ne uităm ce e și în stânga. Nu e nimic interesant. Hai să o luăm pe aici.
La Filipinez, cocoșul cântă seara. E un cocoș adus din Europa. E bulversat. Salutare, Marian, salutare tuturor. Unde este florăria lui Țițone? În București. Salutare din Chișinău, salutare, salutare. Ia uite, ne vedem și la Chișinău. Tibi, primarul din Oradea, încă? La cine știe, poate candidează. Uite și asta este o clădire care a supraviețuit bombardamentelor. Bună dimineața, Ileana. A fost cumva colonie britanică, a fost sub ocupație spaniolă, iar apoi sub ocupație americană o perioadă. Însă nu, niciodată britanică, că dacă era britanică, era traficul, circulația pe partea cealaltă a drumului. Sau poate cine știe, o fi fost câțiva ani. Dar nu atât de îndelungată ocupația ca să schimbe britanicii totul pe aici, pentru că britanicii schimbau sistemul metric în mile, circulația de pe un sens pe celălalt sens și tot așa. Uite, dulciuri. Stau în borcanele alea, dulciurile alea de mulți ani, cred. Uite, casa cu mama. Ava, nu, e un magazin, nu, cum arată, mi-a fost că e casă, dar nu, casa este la etaj. Pentru că filipinezii, mai săraci, au un mic magazin la parter și ei locuiesc la etaj. Uite, dacă aici este magazinul, asta e o piață. Ia uitați cum e piața aia prinăuntru. Eu sunt abonată? Nu, nu ești. Ca să fii abonată trebuie să ai la nume o steluță. E cineva abonat? Uite, Ștefan Farca și abonat. Țițone, deasupra mesajului tău, cu două mesaje, este Ștefan Farcaș. El este abonat, care acea steluță. Uite, și Tibi este abonat, care acea steluță. Ce frumos e pe aici. Ia să vedem. Deci, cam asta este nivelul, cam asta este nivelul cel mai de jos al sărăciei. La parter, fiecare are un mic business, uite, un service de scutere. Ăsta vinde mâncare. Ăsta la altul vinde și el mâncare și ei locuiesc la etaj. Ăsta vinde gheață. Cară gheață cu motoreta asta. Cred că e mai mare sărăcie în sate, nu aici. Păi, eu mă refer de oraș. Eu sunt într-un oraș acum, nu sunt într-un sat. Adler, ia uite-și pe Adler. Ce faci, Adler? N-ai mai intrat de pe vremea lui Gerula. Când era pandemia în floare.
facem un mic op, un mic popas. Ce faceți? Bună, Florin, salutare. La noi nici în Vaslui nu e așa. Băi, să știi că ăștia nu beau alcool, adică nu o să vezi beți. În Vaslui sunt aia întinși pe jos pe acolo. Da, de pe vremea lui Gerula. N-ați auzit de Gerula? Ăsta cred că e primarul, are cea mai tare mașină de aici. Jeep-ul ăsta. Hai că stăm, cine stă norocul se înserează și după aia nu mai putem vedea nimic. Avem deja 259 de like-uri, ai descoperit pragul de 300, să facem 300 de like-uri. O dată, de două ori, de trei ori, a judecat. Și cam atât mergem. Ne întoarcem. O luăm spre zona catedralelor, pentru că sunt două catedrale spaniole foarte interesante. Îmi place aceste decorațiuni din material textil, așa în formă de tegulețe. Mihai zice, căutăm și mie o bonă pe acolo. Zi, cât poți să oferi? Ai unde să o cazezi? Vrei să fie așa mai frumușică, că poate cine știe, pentru clipe de singurătate? Că mai sunt unii care vor bonă la copii și ofta inimii sau cum era aia. Adică să-mi spui exact ce vrei, doar bonă la copii, vrei să-ți facă și curat, vrei să facă și masaj. Sau cine știe, când soția nu e acasă. Băi, îmi place zona asta, dar mergem până la catedrale și după aia ne întoarcem fix pe strada asta. În toată sărăcia lor par mai fericiți ca noi. Păi ce probleme crezi tu că au ei? Uite-te și tu, copiii se joacă pe stradă. Ai mai văzut copiii așa să se joace pe stradă la noi? Puții. Copii fără telefoane. Da. Păi să știți că mie cumva îmi pare bine că nu sunt bogat. Deci, toată lumea spune, băi Mariane, tu e sărac? Da, mă, sunt sărac. Așa, și ce-i cu asta? Păi trebuie să muncești mai mult ca să ai și tu bani, să fii bogat. Păi, eu recunosc că am... A trecut unul cu un trocariz ăsta. Ok. Eu m-am... Cum să zic? M-am resemnat. Nu o să muncesc mai mult pentru că nu vreau să fiu bogat. Eu așa... Sărac? Am o viață mai simplă. O viață ușoară. N-am mari probleme. N-am multe griji. 2-3 facturi de plătit. Și cam atât. Dar voi vă dați seama dacă eu eram bogat? Băi, ce presiune ar fi fost pe viața mea? Presiune... Băi, din aia nasoală. Îmi iau o mașină de 150-200 de mii de euro.
Păi să stau tot timpul cu grijă, mamă, dacă mi-o fură. Mamă, dacă mi-o zgârie. De fiecare dată când mă duc în parcare să dau tur de jur împrejurul mașinii, mamă, mi-a zgâriat-o cineva. Mi-a furat oglinda, mi-a spart mașina. Când ești bogat, ai mare, mare presiune pe viața ta. Da. Eu, fii atent, un bogat. Bă, dacă pățește nasoale, să zicem, nu știu, pățește, nu știu, moare. Mamă, pierdem milioane, cum s-ar spune. Milioane de dolari, milioane de euro necheltuite. Eu dacă pățesc ceva, ce? Pierd niște rate. Cam atât. Pierd niște facturi neachitate. De plăcere mă uit la domnul Marian, este singurul pe care îl urmăresc, nu trebuie să fiu moderator, abonat, etc. Și Gabriela. Corect, ideea asta e. Ai, așa că m-am resemnat. De ce să am grijă? De ce să știu dacă, băi, amanta mea este fericită sau nu? Dacă consideră că îi fac mai multe pofte nevestei și îmi neglijez amanta, dacă se supără și face urât? Sau dacă nevasta mă prinde, divorțează, mi-a jumătate din avere? Cam ce probleme credeți că mai au bogații lumii? Păi da. Mamă, ce a sport astăzi? Cu ce mi-asortez costumul ăsta, Armani, cu o cămașă, Tommy? Sau ce mi iau? Zemboi zice, citește și hate-urile? Ok, să le citim. Nu m-ar supăra să am 1 milion de euro în cont. Nu cred că e... Cine are mașină de 100.000 nu stă cu cârpă pe ea, corect? Eu n-am mesaje de hate. Dacă erai bogat, aveai Duster? Băi, trebuia să... Hello. Trebuia chiar să fiu bogat, adică bogat, bogat, nu? Mă, dar ce se audă și aici? Se audă ceva aici. Am ajuns în fața bisericii San Augustus, Sfântul Augustin, cred că se traduce. Ia uite-l pe Adler. Bei și tu un suc de mango, beau. Deci, promit. În caz că trec și nu văd și vedeți voi pe imagini mango, nu scrieți. Deci primul chioși cu mango opresc. Uite, biserica asta o să vi se pară un pic diform, așa. Deci, când vă uitați așa la ea, deci intrare, două zone ca niște turnuri, da, și lipsește ceva. Ce credeți că lipsește ca să fie simetrică această biserică? Îi lipsește un turn, pentru că până acum ceva timp avea două turnuri. Însă războiul ulterior cu tremurul a distrus structura unui turn și l-au demolat. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasing liit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaaalam tungkol sa usapang ito at siya ang maglilitas sa akin laban sa inyo.
Păcătate și mărțărită în tăvi. Sina din salut. Tăvi, anaco, i tău una baia. Asia în anamis. Sina din pan salut. Pige, ca mă buni, care să apă. Sino supli el mă nu mă buni. Am mă să mă înginat o apă să iei. I tăi pe mă tona e nu mai iei. Nu știu ce spune, că vorbește în filipinez. A, cred că e o nuntă. Ceva. Asta este una dintre puținele clădiri care a supraviețuit al celui de-al doilea război mondial. Vă spuneam că a fost distrus aproape tot orașul în întregime. Marian, te urmăresc de când faci tot. Mersi. Mulțumesc, mulțumesc. Asta e o hacienda, o casă destul de mare. Problema e că am încercat să intru aseară făcând live pe TikTok și nu e semnal. Sunt pereții groși de piatră. Nu bate semnalul de mobil. Bă, dar tare se aud boxele astea. Dacă ar mărca cică la cap și e limba asta. Casa Manila. Se vizitează. Ia auziți, oh, și cântă. Interesant. E înăuntru preoți cu bricheta așa, toți în uriași. Fac valuri. Yeah! Jesus love you! Yeah! Jesus love me! Ang Diyos ang mga tao, kaya't nakatawad tayo. Deci nu mai pot, m-au ciupit. Deci eu nu înțeleg cum mă ciupesc pe mine toate insectele astea. Am plecat din zona aia, erau multe insecte și au o plăcere așa să mă ciupească. Păi, băi, nebunit, adineori, n-aveam nimic, acum am două brobonele de-astea. Cea. Deci mă mănâncă. Sunt niște musculițe, eu am crezut că sunt țânțari, dar nu sunt musculițe. Haterii de pe... Hello? Haterii de pe YouTube s-au transformat în musculiță, da? În insecte la nuntă, da? Hai să reasfaltează. Ești tu dulce și te ciupesc. Aaaa, ce frumos! Deci, sunt dulce.
dulce. Bun, deci mergem până la catedrala din față, apoi o mai luăm un pic spre târgul acela de noapte și în mare parte cam asta e live-ul. Și ce ați venit și toți la și taxi? Da, da, e gen. Zici cu aia că tu... Au, da, rușii. An electoral și acolo nu cred. Fac că trebuie să fac. Și nu vedem mireasa. Păi trebuia să intru în biserică, dar nu. Nu intru în biserică pe motiv de sunt invitat la nuntă. Nu. Nu era. E pace pe acolo? Nu știu, să o întreb pe Viorica sau Floricica. Dacă e pace, să fie pace. Unde sunt transportatorii? Nu știu, nu mă interesează absolut deloc de protestul lor. Cum și pe ei nu interesa absolut deloc când și eu împreună cu alții protestam acum vreo 4 ani. Deci trebuie să caut exact ce tip de insecte sunt astea care te ciupesc, că chiar mă mănâncă zdravă pe unde m-au ciupit musculițele astea. Și catedrala din Manila. E o catedrală mare. Cum și că o arhitectură interesantă. La fel și ato de influență arhitecturală spaniolă. Doar că este închisă, nu putem să intrăm. Ghinion. Ok. Bonsoir, bonsoir, John Doe. Ia uite, cât de ceas? Ora fixă? Da, este ora 6, ora locală. 6 după amiază. Statuia al cuie. Nu știu cuie statuia.
1, Nicoleta. Cine mai e pe aici? Ia salutați-mă pentru ultima dată, cine n-a dat niciun mesaj. Scrieți ceva, să vă văd și eu. Pentru că mai stăm vreo 3-4 minute și ne cam luăm la revedere. Am obosit. Marian, pe unde mai merge iarna asta? Nu știu. Iarna asta. Doar că mă voi întoarce în București să stau pentru câteva săptămâni. Lidia, bună! Laura Drunca, bună seara! Cred că Manila e în viitor, pentru că acolo e deja seara. N-are cum. Dacă era în viitor, îți spuneam numerele de la loto. Sau cine câștigă meci. Tu îți dai seama că deveneam milionar? Eu spuneam cine câștigă meciurile, ce numere sunt extrase la loto și împărțeam bani. Deci, eu nu sunt în viitor. În Bora Bora mi-aș dori, dar n-am bani. Trebuie câteva mii de euro să ajungi în Bora Bora. Trebuie să te dai cu un spray ceva contra insectelor. Da, mă dau, dar... E ultima zi aici, teoretic. M-a luat somn. Nu ți este poftă de o mâncare românească? Ba da, de o salată de beof. De niște sărmăluțe. O ciorbă de burtaș mânca. Și vreo 3 mici cu muștar de tecuci și castraveciori în saramură. Mă, ce bun. Bun, bun. Mici, da, și mânca. 3-4 mici așa. N-ai fost în Boracay? Nu. Doar în Palawan și insula asta, Manila. Da, mă. O, avem 290 de like-uri, nu mai trebuie 10, să facem 300. O, frumos. Pentru un live de dimineață de la 9, așa. Ați fost ceva oameni pe live aici. Când ajung acasă, da, logic. Când ajung acasă, am de recuperat așa, să mă îngraș la loc. Niște carne, o friptură din aia suculentă de porc, cu murături. Și să văd cine face salată de băf. Aș mânca o salată de băf. Aia. Este 12 în România și eu sunt mordosul la ora asta. Tare. Vă mulțumim că ați împărtățit și cu noi ceea ce simțiți, trăiți. Asta înseamnă să fii bogat, să împarți și cu alții și ceea ce ai. Păi, dacă avem și bani, aia nu. Aia nu împărțăm. Dacă avem bani, țineam doar pentru mine, cum fac bogații lumii, nu? M-a apucat căscatul după tine. Păi dacă îți vine să crezi, m-aș întinde și eu pe o piatră și aș dormi un pic. Mamă, ce somn. Și cred că știu de ce îmi este somn. A trecut toată ziua și n-am băut și eu cu ăla. Aia e problema, pentru că eu cafea nu beau. A trecut ziua și n-am băut opal. Îmi lipsește niște cofeină. Îți spor aparatura, nu? Că stau cu telefonul așa. Bă, ce faci așa? Hai, e o nene cu înghețată. E o nene cu înghețată.
Dragilor, v-am pupat. Ne vedem data viitoare. Și nu uitați să vă abonați, în caz că nu v-ați abonat. De ce? Pentru că veți fi pe plus. Urmează clipuri, live-uri interesante. Și noi ne auzim data viitoare. O să încep să montez, că am multe, multe clipuri. Multe clipuri. Și zic eu că sunt interesante. Așa că, până data viitoare, vă spun la revedere. V-am pupat.